Datele oficiale arată că prețurile la cerealele vândute în Argeș au fost sub cele înregistrate în Arad, Bistrița, Năsăud, Olt, Prahova, Sălaj sau Tulcea. Argeșenii au plătit pentru un kilogram de grâu cel mult 70 de bani, spre deosebire de județele menționate, unde prețurile au variat între 80 și 90 de bani pe kilogram. Porumbul s-a vândut și el mai ieftin în județul nostru, dacă ne raportăm la Caraș-Severin, Buzău sau Dolj. Prețul maxim oferit de argeșeni a fost de 1 leu și 10 bani pe kilogram, spre deosebire de 1,6 lei, cât au plătit reșițenii, de exemplu. Și pentru anumite legume, prețurile plătite de argeșeni au fost mai mici decât alți locuitori. De exemplu, la noi, kilogramul de varză nu a depășit 60 de bani. În județe precum Constanța sau Covasna, aceasta a fost chiar și de 1 leu și 50 de bani. Prețurile la ardei gras au variat în Argeș între 1 leu și 1 leu 50. Există și județe în care prețurile ardeiului au fost chiar și de 6 lei, cum este cazul Harghitei. O posibilă explicație pentru prețurile mici înregistrate în Argeș a fost producția bună din acest an obținută de producătorii agricoli.